aceste zile se împlinesc două secole de la momentul când două imperii, Rusia și Turcia, au făcut graniță pe trupul viu al Moldovei. Acea rană de sfâșiere a țării noastre, mai sângeră încă, ea nu s-a cicatrizat. Aș crede că toate relele noastre, deportări, deznaționalizări, jaf economic, genocid spiritual, se trag de la acea dată dramatică, cea mai dramatică. Într-o zi ca aceasta, cu 200 de ani în urmă, se isca problema Basarabiei, care rămâne și astăzi chestiunea spinoasă pe ordine de zi a relațiilor interstatale europene. Ea s-a întipărit în conștiința neamului românesc ca o zi de mare cumpănă, zi tragică, în care Imperiul Rus a anexat o jumătate din Principatul Moldovei. Trista aniversare de două secole este cu adevărat un moment deosebit pentru a readuce în memorie contemporanilor noștri acel eveniment năpraznic și pentru a înțelege mai bine natura, analizând lucrurile retrospectiv. E o problemă care ne privește în primul rând pe noi, basarabenii, pentru că trebuie să înțelegem odată și odată cine suntem și încotro ar fi bine să mergem. La 16 mai 1812, Rusia și poarta otomană semnau la București pacea, în ghilimele, care punea capăt unui sângeros război între cele două mari imperii. Oameni de știință din diferite țări s-au adunat azi, 14 mai 2012, la Chișinău, pentru a dezbate contextul semnării acelui tratat, pentru a-i pătrunde consecințele politice și militare, care au schimbat radical evoluția ulterioară a istoriei noastre. Ce s-a întâmplat acum 200 de ani? Cum a ajuns jumătate din țara Moldovei sub ruși, care a fost jocul marilor puteri? Cum? În ce mod a administrat Imperiul Țarist teritoriul nostru? Care au fost consecințele în ceea ce privește schimbarea raporturilor etnice, a mentalităților, a identității naționale? Dass es unterschiedliche historiografische Traditionen gibt. Es gibt die Tradition von sowjetischer Seite, von ukrainischer Seite, rumänischer, deutscher und österreichischer Seite. Und natürlich hat jede dieser historiografischen Zugänge ihre besonderen Aspekte. Aber viele Jahrzehnte nach diesen Ereignissen, glaube ich, ist es an der Zeit, hier einen gemeinsamen Zugang zu finden, der alle anderen Aspekte in sich mit aufnimmt und versucht, objektiv an dieses Problem, an die Entwicklung, an die Genese dieser Länder heranzugehen. Und hier ist von besonderer Bedeutung, genauso wie in der Bukowina, auch bei Bessarabien, so glaube ich, ein emotionsfreier und neuer Zugang auf Basis einer breiten Diskussion der Quellen, aber auch auf Basis der Berücksichtigung der älteren historiografischen Strukturen. Und in dem Sinne finde ich gerade diese Konferenz. Să reluăm firul evenimentelor dinaintea semnării la 16 mai 1812
a Tratatului de Pace de la București. De sute și sute de ani, expansiunea a fost elementul esențial al politicii externe rusești. Folosind situația geopolitică favorabilă și forța militară imensă, țarismul a cotropit pe parcursul secolelor teritoriile istorice a circa 200 de popoare, lichidând prin forță formațiunile statale ale multor etnii. Principatele dunărene, Moldova și Muntenia ocupau o poziție geopolitică deosebită, fiind considerate de către ruși drept factor important de consolidare a pozițiilor lor în Balcani. În peninsula balcanică, sub stăpânirea Imperiului Otoman, se aflau slavii de sud, ortodoxii ei ca și rușii. Aceștia trebuiau salvați, în ghilimele, de mâinile păgânilor. Aici e cazul să ne reamintim faptul că în 1775 Moldova, ca și Muntenia, continuau să se afle sub suzeranitatea Imperiului Otoman în următoarele condiții. Cităm: Moldova e țară liberă și nu cucerită. Poarta e obligată a apăra Moldova împotriva oricărei agresiuni și de a o menține în starea în care se găsea de mai înainte, fără ca să îi se facă cea mai mică știrbire a teritoriului ei. Granițele se vor păstra intacte pe toată întinderea ei. Turcii nu au dreptul să posede proprietăți în Moldova. Exercițiul cultului musulman e oprit pe toată întinderea țării. Negoțul Moldovei e deschis pentru toate națiile comerciale. Turcii vor avea prioritate înaintea celorlalte nații pentru cumpărarea de produse pe care le vor tocmi în porturile Galați, Ismail și Chilia, dar ei nu vor pătrunde mai departe înăuntru țării fără autorizarea expresă a lui Vodă. Extrase din tratatele încheiate cu Bogdan Vodă la 1511 și cu Petru Rareș la 1529. Rusia ținea neapărat să atragă de partea ei popoarele din sud-estul Europei, aflate și ele sub dominația Imperiului Otoman, pentru a folosi pretextul mișcării de eliberare națională din aceste țări în folosul propriilor și nesăbuitelor strategii expansioniste. Rusia a trâmbițat la nesfârșit despre sincerul atașament și iubire pentru creștini aflați în Imperiul Otoman. E bine știut că rușilor le-a plăcut mereu să-și atribuie fără dram de sinchiseală numele de eliberator. De la 1711, principatele dunărene, Moldova și Muntenia, la fiecare 25 de ani erau invadate, ocupate și prădate de armatele rusești în războaiele lor din Balcani, în drumul lor spre Constantinopol. Principatele române erau spate de front, câmp de luptă. Oștile imperiale se aprovizionau și trăiau pe socoteala locuitorilor acestor țări, fără a-și face vreo grijă pentru despăgubiri. Ciudată dragoste paternă mai au și rușii față de noi. Este nemaipomenită perfidia și duplicitatea unor reprezentanți ai acestei nații. Când nu de dragul grecilor, românilor, bulgarilor și altora și-a vărsat Rusia sângele fiilor săi, ci pentru a le aplica într-un final aceeași măsură, același act de corecție pe care l-au aplicat popoarelor Crimeei, Siberiei, Caucazului și Poloniei. Azi, în secolul 21, când toate țările lumii civilizate, semnatare ale Cartei Națiunilor, și-au asumat obligația de a nu interveni în treburile interne ale unui alt stat suveran,
Rusia neoimperială intervine militar în Ucraina, anexând Crimea. Și acest lucru îl face o țară care strâmbițează de secole prietenia și frăția de sânge cu ucrainenii. Și tot de două secole Rusia ne bagă pe gât în cărțile noastre de istorie ajutorul ei frățesc contra jugul otoman. Și asta în timp ce ne înfige în trupul țării cuțitul zis Transnistria și mai nou Găgăuzia. Aici nu pot să exclam decât apără-mă, Doamne, de prieteni, că de dușmani mă apăr eu însă. În toamna lui 1806, Rusia pornește un nou război de acaparări teritoriale împotriva Turciei. Război ce avea să dureze 6 ani de zile. Ani în decursul cărora Moldova și Muntenia aveau să îndure din nou caznele ocupației rusești. Drept motiv pentru începerea ostilităților a fost ales faptul înlocuirii domnilor Moruzi în Moldova și Ipsilanti în Muntenia. Poarta îi bănuia pe ambii domni că ar fi oamenii de încredere ai curții imperiale rusești. Nu mult după semnarea păcii, turcii își dădură seama că au fost trădați de sfetnicii lor fanarioți și decapitară. După ce trecură Nistru lângă Soroca, în ziua de 23 noiembrie 1806, armatele rusești loviră și cuceriră foarte curând cetățile cu garnizoane turcești. Hotin, Ackerman, Bender, Chilia, Ismail și Reni, punând stăpânire nu doar pe toată Moldova, ci și pe Muntenia. Țarul Alexandru, firește, făgăduise celor două principate că le va lua sub aripa sa ocrotitoare. Le va apăra libertățile și privilegiile. Le va garanta păstrarea cărmuirii existente, cu condiția ca trupele imperiale să fie considerate de populație ca o parte din ea însăși și deci ajutate la îndeplinirea grelei misiuni, cooperând neprecupețit cu ele și contribuind la întreținerea lor. Turcia nu era pregătită de război, astfel că rezistența ei fu lesne înfrântă. În august 1807, cele două imperii încheiau armistițiul de la Slobozia. Dar noua stăpânire pravoslavnică se dovedi mai dușmănoasă decât cea păgână. Rusia nu mai consideră principatele române ca un condominiu ruso-turc, ci ca o țară cucerită de ei cu sabia, așa încât se purta ca atare. Nu se poate spune prin cuvinte, arată o mărturie contemporană, cum se poartă trupele rusești cu locuitorii țării. Pradă așa de cumplit, încât nimeni nu mai este sigur de avutul său. Țara este datoare să dea proviziile trebuitoare, dar comandanții ruși le vând și locuitorii trebuie să dea hrană sau să dea bani în locul lor. Cel ce nu mergea cu rușii era privit ca vânzător de țară și executat. Divanului îi se cerea să caute un călău pentru aducerea la îndeplinire a pedepsii cu moartea. Neobișnuit de crudă se arată purtarea liberatorilor pravoslavnici față de țăranii care erau siliți să se înjuge ei înșiși la carele cu provizii pentru ostași. Când feldmareșalului Kutuzov i se atrase atenția asupra acestor fără de legi, asupra despuierii totale a țăranilor care rămâneau săraci lipit pământului, el răspunse cu acea frază de pomină, crudă și nemeloasă: le-am lăsat ochii ca să aibă cu ce plânge. Tot ceea ce s-a întâmplat atunci va fi continuată de alți pași
De exemplu, în 1826, prin pacea de la Ackerman, Rusia obține brațul Sulina. În 1829, prin pacea de la Adrianopole, Rusia obține brațul Sfântul Gheorghe. Iată că delta Dunării ajunge în stăpânirea Rusiei. Rusia nu face altceva decât să blocheze Dunărea, care va afecta comerțul tuturor statelor și popoarelor riverane. Dunărea, în aceste condiții, apare ca o problemă dunăreană. Puțină lume mai realizează azi că consecințele acestei chestiuni a Dunării este însă și apariția statului român modern. Astăzi, România stăpânește gurile Dunării, gestionează gurile Dunării și are cel mai lung parcurs al Dunării dintre statele riverane, de 1075 de kilometri. În urma mituirii delegațiilor turci, a trădării fanarioților Dumitru și Panaiot Moruzi, care au tăinuit sultanului scrisoarea trimisă de Napoleon privind începerea campaniei contra Rusiei, și a atmosferei de panică creată în mod abil de Kutuzov și de cei doi frați în tabăra Marelui Vizir, a fost încheiată precipitat la 16 mai 1812 pacea de la București. Articolul 4 al tratatului cuprindea următoarea dispoziție teritorială. Cităm. Râul Prut, de la intrarea sa în Moldova până la vărsarea sa în Dunăre și malul stâng al Dunării, de la confluența Prutului până la Chelia și până la mare, vor forma hotarul între cele două imperii. Sublima Poartă renunță la toate drepturile sale pe teritoriul situat pe malul stâng al Prutului și îl cedează curții imperiale a Rusiei, împreună cu toate fortărețele, orașele și locuințele care se găsesc acolo. Și astfel, printr-o tranzacție care nesocotea cele mai elementare drepturi ale unui popor, Rusia înghițea o nouă pradă. Basarabia a fost răpită de la legitimul și adevăratul ei suveran, care era Moldova, și trecută de către cel ce n-avea dreptul de a o ceda, celui ce n-avea dreptul de a o primi. Basarabiei îi se mai rezerva totodată rolul de bază strategico-militară pentru viitoarea expansiune a Imperiului Rus în Balcan, de furnizor de cereale și alte materii prime pentru armata rusă în viitoarele campanii militare. În felul acesta, populația Basarabiei urma să suporte toate consecințele de pe urma altor războaie purtate de ruși contra turcilor. Fiind locuită exclusiv de români, având instituții, legi și tradiții cu totul deosebite de cele ale rușilor, ucrainenilor și ale altor popoare din Imperiul Țarist, împărăția rusească s-a văzut nevoită să acorde Basarabiei o autonomie timp de circa 20 de ani. În paralel însă, țarismul a luat măsuri pentru modificarea radicală a structurii populației din ținut, aplicându-i un regim de rusificare, la fel cum s-a procedat cu alte popoare alogene anexate de Rusia prin forță. Jumătate din Principatul Moldovei a fost denumit ulterior Besarabskaya Gubernia, Gubernia Basarabia. Însuși numele de Basarabia a fost extins artificial asupra întregii părți răsăritene a Moldovei. În vechime, numai partea sudică a Moldovei transprutene se numea Basarabia, adică acea fâșie îngustă de teritoriu situată în lungul Dunării Maritime până la Marea Neagră. Fâșia purta acest nume încă din secolul al XIV-lea, ca fiind parte integrantă a țării românești, denumită și Țara Basarabilor, după numele familiei domnitoare a Basarabilor. Sub Petru Rareș, sultanul Suleiman, cucerind de la moldoveni acest prețios petec de pământ,
stabili acolo două sanjacuri otomane. Unul, unde pusese cetatea Alba românilor, și-l numi cu numele turcesc Akerman, iar Tighina deveni Bender. Marele Eminescu spune: sute de ani românii au fost cel puțin indirect stăpâniți de turci. Niciodată însă în curgerea veacurilor, turcii nu au pus în discuție limba și naționalitatea română. Oriunde însă românii au căzut sub stăpânirea directă ori indirectă a slavilor, dezvoltarea lor firească s-a curmat prin mijloace silnice. Și iată că ne ciocnim aici de un paradox uluitor. Cei ce ne sunt frați într-o credință ne sunt dușmani neîmpăcați în ce privește ființa noastră națională. Populația Basarabiei în momentul anexării din 1812 către Rusia era, după unii istorici, de 240.000 de locuitori, iar după alții ajungea la aproximativ 275.000 și era formată în proporție de 95% de români. Referitor la numărul rușilor în provincie, putem folosi un memoriu al mitropolitului Gavril Bănulescu Bodoni, din 21 august 1813 către Sinodul din Petersburg, unde se afirma: Stepa Ochakov, ca și Basarabia, e populată de voloși, greci, bulgari și așa numiți imigranți de diferite națiuni, iar ruși sunt foarte puțini. În numai primul deceniu, din 1812 până în 1824, populația Basarabiei a crescut mai mult de două ori, devenind de peste 580.000 de locuitori, în principal pe seama veneticilor din alte zone. Strămutările în masă au adus la modificări profunde în structura demografică a Basarabiei. La 15 februarie 1824 a fost elaborat de locțiitorul regiunii Kneazul Voronțov proiectul despre stabilirea în regiunea Basarabia a 20.000 de țărani ai statului din guberniile interioare ale Rusiei. În afara acestora, strămutați în mod organizat de către autoritățile ruse și înzestrați cu întinse terenuri arabile pe socoteala populației majoritare românești, sute de mii de țărani obagi, transfugi de pe latifundii de moșierilor ruși, se stabileau cu traiul în noua gubernie. Din fluxul imens de coloniști străini, au mai făcut parte etnici ucraineni, germani, bulgari, evrei, etc., pentru ca din acest amestec să iasă ruși să dea. Drept urmare a acestei politici, în județul nordic, Hotin, unde românii reprezentau majoritatea populației, preponderența lor a scăzut repede și către începutul anilor 30 ai secolului al XIX-lea a început predominarea ucrainenilor, al căror număr a ajuns la peste 58%, iar numărul românilor a scăzut la mai puțin de 26%. Potrivit primului recensământ oficial rusesc din provincie din 1817, români erau 86%, ucraineni 6,5%, evrei 4,2%, lipoveni 1,5%, greci 0,7%, armeni 0,6%, bulgari și găgăuzi 0,5%, majoritatea minorităților fiind stabilită în regiune de mai puțin de 5 ani. Caracterul predominant al românilor era atât de clar în Basarabia încât practic nu a existat niciun recensământ oficial rusesc care să-l dezmintă. De asemenea, se poate spune că unanimitatea observatorilor, statisticienilor și călătorilor, ruși și străini care au vizitat Basarabia, au consemnat zdrobitoarea predominanță a românilor în regiune.
Printre cei care au spus lucrurilor pe nume, au fost și scriitori ruși. Dat fiind caracterul absolut românesc al provinciei, unii autori ruși, ca Danilevski, 1888, recomanda guvernului rus să restituie Basarabia României, având în vedere principiul naționalității. Un fervent susținător al rusificării, istoricul și omul politic Batiușcov, recunoștea și el că Basarabia este departe de a fi rusească, atât în ceea ce privește limba, cât și viața ei. În această provincie există mulți oameni care se uită cu dor peste Prut. Generalul Kropotkin, ministrul de război al Imperiului, era nevoit să constate: Rusia a atins în 1792 frontierele ei naturale, ajungând la malul stâng al Nistrului. Poporul român din Basarabia, anexată acum 100 de ani, azi încă, 1910, trăiește izolat la margine de hotar. Dar, continua generalul Kropotkin, în viitor, cităm, unirea poporului român, fie pe cale pașnică, fie în urma unui război, este inevitabilă. Chiar și după un veac de ocupație, de propagandă țaristă și rusificare continuă, de colonizare și deznaționalizare, majoritatea populației a rămas românească. Toate statisticile oficiale rusești, toți autorii ruși, chiar și cei oficiali, au constatat în scrierile lor caracterul românesc al Basarabiei. Începând cu Sfinin, înalt funcționar al Ministerului Rus de Externe, însărcinat în 1816 cu studierea provinciei anexate și sfârșind cu Leon Caso, ministru în cabinetul împăratului Nicolae al II-lea. Nu pot să nu mă gândesc că poporul român a avut o istorie foarte zbuciumată. Că poporul român a avut o istorie de margine, care istorie de margine a trebuit adesea să se confrunte cu istoriile altor popoare. Și aici, în această graniță noastră, cu adevărat s-a construit istorie. O istorie foarte vie, o istorie trăită, o istorie din suflet. Și cu adevărat sufletească ne-a fost trăirea noastră în această zonă. Pentru mulți cercetători ai trecutului, presa este izvorul de inspirație și descoperire a adevărului istoric. Cu ajutorul ei ne orientăm în spațiu și timp. Bună oară! Din Cotidianul Liberal Românul, din iunie 1883, aflăm că la 7 iunie 1883 a avut loc ceremonia de dezvelire a statuii lui Ștefan cel Mare, sculptor Emanuel Frémiet, la care au participat vreo 10.000 de persoane. Serbarea a întrecut toate așteptările, sublinea Cotidianul. N-a rămas colț în toată România care să nu fi trimis un reprezentant la inaugurarea statuii Marelui Domn. Cu această ocaziune au venit delegați și de dincolo de hotare, din Bucovina și din Basarabia, odinioară părți integrante din Principatul Moldovei. Firește că în acele clipe de omagiere a domnului moldovean, urmașii săi și-au exprimat dorința de reîntregire a hotarelor Moldovei lui Ștefan cel Mare, ba și mai mult, unirea tuturor românilor într-un singur stat național. O figură de mărimea lui Ștefan e capabilă, firește, nu doar să trezească niște sentimente amorsite, ci să le confere neîndoiesc amploare, prestigiu și să îndemne la fapte. E clar că manifestările de la Iași au provocat neliniște la Petersburg, capitala Imperiului Rus. Imediat după dezvelirea statuii lui Ștefan cel Mare la Iași, autoritățile ruse și-au declarat intenția de a dezveli la Chișinău două monumente: statuia scriitorului Alexander Pușkin și monumentul împăratului rus Alexandru al II-lea. La 26 mai 1885, la Chișinău,
a avut loc ceremonia de dezvelire a bustului poetului A.S. Pușkin, iar la 17 aprilie 1886 a avut loc ceremonia de sfințire a monumentului împăratului Alexandru al II-lea. Aceste acțiuni ale autorităților ruse erau o manifestare clară a politicii de deznaționalizare și de rusificare a populației băștinașe din spațiul între Prut și Nistru. Într-una din corespondențele sale, ziaristul Basarab întrevedea impactul neînsemnat al unor asemenea acțiuni asupra populației băștinașe. Cităm: multe a mai încercat Rusia spre rusificare nenorocitii basarabii și cu toate încercările n-a izbutit a răpi de la poporul român din această parte a României limba sa, moravurile sale, fizionomia sa etnografică. Azi se face supremă încercare de a ne rusifica prin monumente. Dar zadarnică îi va fi munca, căci milionul de români din Basarabia va rămâne tot așa de rece față cu solemnitățile precum e rece bronzul și marmura din care aceste monumente sunt făcute. Profetice cuvinte! În puțini ani de neatârnare față de Imperiul Țarist sau Ruso-Bolșevic, zis sovietic, oamenii de pe meleagurile basarabene au știut să-și cinstească adevărații bărbați și martiri ai neamului românesc. Uniunea Europeană a declarat ziua de 23 august drept zi de comemorare a victimelor deportărilor comuniste. Și nu ne vom liniști nimeni dintre noi până când comunismul nu va fi condamnat. Acesta este obiectivul nostru în continuare, pentru ca toți cetățenii Republicii Moldova să ajungă la un trai prosper. În 1912, la București, a apărut lucrarea intitulată Basarabia, în care autorul Moise N. Pacu vine cu un mesaj. La 16 mai 1912, rușii și rusificații vor serba cu mare alai centenarul anexării Basarabiei. Acestui gest șovin și provocator, noi românii trebuie să-i răspundem printr-o contraserbare de cernire a inimilor și de protestare. Fiind așa, se cade a nu uita niciodată nedreptatea ce ni s-a făcut și soarta tristă a fraților noștri de peste Prut. În această lucrare au fost reeditate numeroase documente și cele mai admirabile articole asupra Basarabiei scrise de marele poet al neamului românesc Mihai Eminescu, publicate în ziarul bucureștean Timpul. Eminescu, pe bună dreptate, considera că deviza noastră trebuie să fie a nu spera nimic și a nu ne teme de nimic. Ne sperând nimic, n-avem nevoie de a ne mai încrede în alții precum ne-am încrezut, ci numai în noi înșine și în aceia care sunt nevoiți să țină cu noi. Netemându-ne de nimic, n-avem nevoie de a implora generozitatea în locuri unde ea e plantă exotică. Mai mult de atât, ce s-ar putea spune? Mai mult de atât, poate doar o remarcă. Și omul și nația, în aceste condiții, stau cu chipul deschis în fața Domnului și pot răspunde oricăror mari îndemnuri. Ca să punem punct, să nu fie speculat ce s-a întâmplat pe data de 28 iunie 1940, în detrimentul adevărului istoric pentru prezent și viitor, am hotărât să emit un decret. Articolul 1. Ziua de 28 iunie 1940 se declară zi a ocupației sovietice. Ziua de 28 iunie
1940 este o zi neagră pentru toți românii. Ziua de 28 iunie, ca și anii 1812, 1944, 1992, înseamnă ocupație rusă care continuă până în zilele noastre prin prezența armatei ruse în partea stângă a Nistrului. Drept rezultat al guvernării țariste de aproape 100 de ani, numărul bărbaților români știutori de carte a fost de aproape 4 ori mai mic decât acel al rușilor și de 3 ori mai mic decât al bulgarilor. Al femeilor era de mai bine de 12 ori mai mic decât al femeilor ruse și aproape de 4 ori mai mic decât celor bulgari. Românii din Basarabia, sub stăpânirea străină, sunt opriți a învăța limba lor maternă, opriți a se ruga lui Dumnezeu românește. Școala și biserica în Basarabia au devenit pârghia cu ajutorul căreia guvernul rus nădăjduia să rusifice populația românească. După tratatul de la Paris din 1856, Rusia, învinsă de coalițiunea marilor puteri europene la Sevastopol, a cedat Moldovei partea de jos a Basarabiei, adică un petec de pământ răpit în 1812, și anume târgurile Cahul, Bolgrad și Ismail. Tratatul prevedea pentru cele două țări românești și alte măsuri benefice, între care și posibilitatea unirii lor. În toamna anului 1857, românii din ambele principate se pronunță în mod hotărât pentru unirea lor într-un singur stat autonom, neutru și inviolabil, cu numele de România. Pe parcursul întregului secol al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea, fruntașii Moldovei, Valahiei și Transilvaniei, exprimând năzuințele poporului, au luptat pentru reunirea teritoriilor străvechi, inclusiv cel al Basarabiei, într-un singur stat național. Teama de acest eveniment a fost atât de mare că s-a transmis urmașilor Imperiului până în zilele noastre, așa încât și istoricii sovietici și unii politicieni de azi fac tot posibilul să ne convingă că Basarabia nu are nicio legătură cu constituirea statului român modern. Exploatarea națională a românilor din Basarabia s-a întețit odată cu unirea principatelor la 1859-1862. În mare parte din teama legitimă că evenimentul contribuia la manifestarea aspirațiilor românilor basarabeni spre unire cu frații lor de la vest de Prut. Anume de aceea, autoritățile țariste au luat măsurile corespunzătoare. A fost destituit capul bisericii basarabene, mitropolitul Irinarh, care nu promova politica de rusificare în ținut, iar locul său a fost ocupat de iscusitul rusificator, mitropolitul Antonie. Biserica, pentru guvernul rus, a fost și este o armă de rusificare a popoarelor subjugate. Așa că, punând mâna pe Basarabia, prima grijă a Imperiului Rus a fost deznaționalizarea clerului și rusificarea poporului român cu ajutorul bisericii. Așa, încetul cu încetul, se scoaseră din bibliotecile bisericești și școlare cărțile bisericești române, înlocuindu-se cu altele rusești. Limba română, la început tolerată, fusese în urmă interzisă în școli, iar sub ocârmâirea duhovnicească a arhiepiscopului Pavel Lebed, călugării septuagenari de prin mănăstiri erau obligați ca niște copii să învețe limba rusească.
După introducerea limbii rusești în biserica moldovenească s-a observat un indiferentism vădit pentru religie. Biserica unde oficiază preotul rus rămâne deșartă și astfel a început creșterea numărului sectanțelor. După statistica rusească se arată că în 1856 la 100 de locuitori ortodoxi în Basarabia erau 15 locuitori de alte religiuni. Pentru a rusifica Basarabia, guvernul rus a supus-o unui regim special în ceea ce privește învățământul public. Învățământul se subordona direct la două autorități, Ministerul Instrucțiunii și Departamentului de Culte a Sfântului Sinod. Trei feluri de școli inferioare existau în Basarabia, uieznăie cu trei clase, prihatskie cu două clase și cele poporale narodnăie cu o singură clasă. În aceste școli se căuta să se dezvolte simțul religios și patriotic la copii. După terminarea lecțiilor, elevii cântau imnul național rusesc, Boje, Țarea Hrăni. În afară de partea religioasă a învățământului primar, se mai preda istoria Imperiului Rus, alegându-se în special acele legende în care se povestește despre nemărginita credința poporului rus către țar. Măsurile drastice de stârpire a românismului erau profesate continuu. Administrația, biserica și școala erau cu desăvârșire rusești, astfel încât era oprit a cânta în ziua de Paști Hristos a înviat în românești. Hristos a înviat! Timp de 200 de ani, rusificarea aceasta aici în Basarabia se făce treptat. Populația de aici impunea să învețe în școli limba rusă. Biserica a fost desnaționalizată și cărțile arse și aduse în locul lor cărți în limba slavonă rusă. Și chiar și a fost pus în practică să se săvârșească slujbele în limba rusă, ceea ce poporul de aici nu înțelegeau. Dacă cineva vrea să facă carte sau să plece undeva la o școală mai înaltă, la o academie și așa mai departe, dacă nu știa limba rusă, nu mai putea să avanseze, nu mai putea să învețe. Țarismul a lipsit Basarabia de posibilitatea dezvoltării independente, economice și politice și ținea să subgrume cultura poporului român. Tindea să stânjenească dezvoltarea limbii, să mențină masele truditoare în întuneric și ignoranță și, în măsura posibilităților, să le rusifice. După mai bine de 100 de ani de la subrugarea Basarabiei de către Rusia ortodoxă și în pofida politicii de rusificare, țăranul român așa și n-a vorbit o altă limbă decât cea românească și nu s-a rugat lui Dumnezeu decât în limba părinților săi. Astfel se prezenta situația reală din Ținut până la Marea Unire de la 1 decembrie 1918. Ce reprezintă Basarabia pentru unul ca mine care este istoric? Reprezintă o întâlnire cu destinul neamului meu. Ce reprezintă pentru unul ca mine care sunt în vârstă? Reprezintă, iată, o experiență de viață care nu trebuie uitată. Extinderea și înflorirea Imperiului Rus s-a clădit pe sângele și sudoarea popoarelor asuprite. Așa că era inevitabil ca acest colos pe picioare de lut să se meruie. Era natural și în cel mai înalt grad justificat ca așa zisele periferii ale Imperiului să spulbere dominația antinațională a centrului în favoarea unei reveniri firești și necesar vitale la izvoarele propriului suflet. Într-un final însă, bolșevicii ruși
castă perversă și antropofagă, au știut să profite de calvarul unor prefaceri istorice. În flăcările revoluției s-a năruit un imperiu, dar s-a născut altul, bolșevic. Vorba aceea, ai scăpat de dracu și ai dat de taxi. Politica de deznaționalizare dusă cu duritate de țarism, continuată cu cruzime de bolșevism, imigrarea unui mare număr de alogeni în scopul diluării elementului dominant autohton, românii, interzicerea limbii române în școală și biserică, persecuțiile, au marcat profund istoria Basarabiei de la răpirea ei din 1812 până la nașterea actualului stat independent, Republica Moldova. Anul 1991. Lipsa instituțiilor moderne, cum am școala, teatru, muzică, presă, asociații culturale și așa mai departe, ea păstrat pe românii din Basarabia într-o stare de mentalitate medievală, într-o stare de mentalitate așa premodernă. Și lucrurile acestea și-au spus cuvântul și mai târziu în comportamentul populației de aici. Dar neavând aceste instituții moderne și neoferindu-le Imperiul Țarist, ne oferind aceste mijloace de dezvoltare, românii din Basarabia au căutat să-și conserveze viața lor națională în niște tipare medievale, aceea ce era în păstrarea tradițiilor, în păstrarea obiceiilor, în promovarea culturii populare și în acest sens a putut ca să se deosebească și s-a deosebit de spațiul în care fusese încadrat spațiul lumii slavii, spațiul rusesc. Iată că după 200 de ani de ocupație, suntem în sfârșit suverani de 20 de ani. Suntem? Dar cum rămâne cu oștirile rusești din Transnistria? Actuala clasă politică, în mare ei majoritate, nu este capabilă să recunoască adevărul istoric și să condamne ocupația rusă la care am fost supuși în ultimii 200 de ani. Clientelară din punctul de vedere al moralii și atitudinii, o clasă politică aservită exclusiv interesului practic poate cel mult să reprezinte un electorat. Un popor însă, niciodată. Astăzi, în pofida tuturor vitregiilor, în Republica Moldova, elevii studiază în școli istoria adevărată a neamului. De ocupație rusească. Și aceste lumânări sunt aprinse în memoria tuturor celor care au murit ca patrioți a acestui pământ
și arilor în care acest pământ era Moldova, țara lui Ștefan cel Mare. Numeroși oameni de bună credință s-au adunat pentru a comemora această tristă aniversare, dar în același timp ca să-i cinstească pe înaintașii noștri, care și-au dat toată osteneala pentru a menține mereu vie conștiința națională, flacăra românismului în Basarabia. Nu avem dreptul să ne resemnăm, nici să tăcem atunci când este vorba de sângele neamului și de drama pe care a trăit-o țara noastră. Orice minciună perpetuată va târna de azi înainte greu pe umerii noștri. Adevărul cere de obicei mari sacrificii. Sacrificiul însă este întotdeauna un gest înălțător și mântuitor. Să luăm aminte că vom da seama cu toții în fața neamului și a urmașilor noștri de-a pururi. Fie ca Dumnezeu să ne dea gândul cel bun și să ne sprijine mereu în năzuințele noastre. Azi, Republica Moldova mai are o mare șansă de a se apropia de cele 28 de state reunite sub flamurile albastru înstelate ale Uniunii Europene și de a se pune la adăpost de marea dragoste frățească, în ghilimele, a Rusiei. Făcând încă un pas către adevărații săi frați de sânge. Se urcă Basarabia pe cruce și cuie pentru ea se pregătesc și primăvara jale ne aduce și plânge iarăși neamul românesc. Și primăvara jale ne aduce și plânge iarăși neamul românesc. Noi n-avem niciun drept la fericire, mereu în casă moare cineva. Și n-are țara dreptul să respire, și nici pe acela simplu de a visa. De acolo unde s-a sfârșit pământul, vin oameni să ne ia pământ și frați, și în fața lor abia rostim cuvântul și prin tăcere suntem vinovați. Și în fața lor abia rostim cuvântul și prin tăcere suntem vinovați. Ce cale cată țara s-apuce în tragica neconvertită zi, se urcă Basarabia pe cruce și nu știm învierea când va fi. Se urcă Basarabia pe cruce și cuie pentru ea se pregătesc și primăvara jale ne aduce și plânge iarăși neamul românesc. Și primăvara jale ne aduce și plânge iarăși neamul românesc. Ce cale cată țara s-apuce în tragica neconvertită zi, se urcă Basarabia pe cruce și nu știm învierea.
când va fi